controlată sau mică pentru că așa e ea? Mică pentru că așa am vrut să fie. O fi controlată, adică se taie. Exact, exact. Deci și cantitatea de struguri recoltate și numărul de vii plantate, numărul de butuci în sine este mic. Totul este făcut într-o limită ca să reușim să facem o calitate destul de înaltă. Culoarea nu mai stăm să ne uităm neapărat la ea, chiar dacă merge spre nuanțe puțin mai aurite. Deci vinul a stat puțin la sticlă, începe să prindă un buchet de sticlă. Este primul an vinificat din grasă de cotnar, deci este pentru noi tentația, este, cum să-i spunem? Provocarea, nu-mi venea cuvântul. Mulțumesc. Da, the challenge pentru casa de vinuri Cotnar, să facă dintr-un strugure care a fost vinificat întotdeauna în dulce sau demi-dulce, să facă un vin sec. Deci primul an ăsta a fost, 2011. Challenge-ul a fost, după părerea mea, trecut cu succes. Provocarea am ajuns-o. Cum vi se pare vinul la nas? Să știți că le-am lăsat din adins, în afara frapierei, tocmai ca să reușim să ridic un grad puțin de căldură, de temperatură, ca să-l simțim mai bine. Vedeți diferență? Celălalt fructat, da? Îmi sare imediat în nas cu niște note de grasă de cotnar tipice, îmi sare cu fructe, îmi sare cu floralitate. La nas, mult mai neutru. Da? Mai neutru. Nu este tipic. Nu este tipic, exact. Grasa 2011 a fost atipică și scrisă de mulți. Merge spre idei de vin din lumea veche. Merge spre mineralitate. Merge spre o undă vegetală. Merge spre o sare. Adică trebuie să fii mare specialist sau nu, că există din nas, îți dai seama că e o grasă. Nu, din grasă așa ceva de asfaltă, n-ai de foarte greu. N-ai foarte greu. Mergem spre vinogrie aici, dacă mergem. Mergem spre ce? Vinul din nord-estul Italiei, unde mult mai vegetale, mai minerale. Deci nasul atipic față de o grasă de fătare. Gura, hai să vedem cum e. Dați o înghițitură, obișnuim puțin papilele. Amintiți corpul de la 2011? Din nou atipic. Un vin de 2011 ar fi trebuit să mi se așeze mult mai mult pe papilele gustative. Să-mi zică mult mai mult. Îmi zice ceva, îmi zice de mineralitate din nas. Anumite arome din nas mi se răsfrâng și pe papilele gustative. Îmi zice sărat, îmi zice vegetal și aromele alea de grasă, de cotnar, care vă pot asigura acum câteva luni de zile, erau mult mai prezente. Încep să devină, după părerea mea, într-o evoluție. Deci, și merge în sus, să vedem unde o să ajung. Cum mi se pare dumneavoastră? Corpul este puțin mai subțire, toți mi-au zis că virgulă, corpul este puțin mai subțire. Ce mai simțiți? Haideți, branșa îmbrăcată pinguin ca și mine. Spuneți, ridicați vocea. O pierd acum și pe mea. Deci din față, domnii degustători, ne autorizați. Ce părere au? E mai echilibrată. 13,5 grade la alcoolice declarate pe 2011, 13,7. Puțin mai mult ca acelea.